Prăznuirea Sfintei Mucenițe Filofteia este sărbătorită în fiecare an la data de 7 decembrie de către credincioșii ortodoxi, iar pelerinajul la moaștele sale atrage an de an în municipiul Curtea de Argeș mii de credincioși. Sfânta Muceniță Filofteia a trăit în secolul al XIII-lea în sudul Dunării, însă nu se știe cu exactitate dacă provenea din neam de români sau de bulgari. Numele său în limba greacă înseamnă iubitoare de Dumnezeu. Pentru că a dovedit milă față de oamenii sărmani, a fost omorâtă de tatăl său la vârsta de numai 12 ani. Sfânta Muceniță Filofteia se naște la anul 1208 în localitatea Târnovo din Bulgaria de astăzi. Sunt un copil mic cu mama sa care a învățat-o toate cele sfinte, rugăciune, post și mai ales milostenie. Sfânta Muceniță Filofteia a fost un copil milostiv. Este o sfântă milostivă. Totdeauna când mergea acolo, în localitatea sa, la munca câmpului, unde lucra tatăl său, sau oriunde se deplasa și vedea copiii săraci și flămânzi pe care îi întâlnea pe drum, totdeauna împărțea milostenie chiar din coșul cu alimentele cu care mergea la tatăl său la munca câmpului. De multe ori acesta, rămânând flămând, certa pe soția sa vitregă. Prima mamă ei murise, soția sa vitregă, că nu îi trimite bucate îndeajuns acolo la munca câmpului și acesta, pentru că el rămânea flămând, sigur. Și într-o zi o urmărește, vede cum micuța Filofteia împarte bucate la copiii săraci pe care îi întâlnea pe drum acolo și atunci, mâniindu-se foarte tare cu o bardă plugărească pe care o purta la brâu, aruncă asupra copilei nevinovate și îi taie un picior. Rana provocată de lovitura năprasnică a adus o scurgere foarte mare de sânge și în acest fel Sfânta Filofteia și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu pe care l-a iubit prin milostenia pe care o făcea către copiii săraci, prin Hristos cel mic pe care îl întâlnea pe pământ. Atunci s-a produs o mare minune, întrucât trupul Sfintei Filofteia a fost înconjurat de o lumină dumnezeiască. Lumină dumnezeiască care nu dădea voie nimănui să se apropie de trupul Sfintei. Tatăl, îngrozindu-se de această minune pe care a văzut-o, aleargă la arhiepiscopul cetății Târnovo din Bulgaria și îi spune minunea care s-a întâmplat. Acesta vine cu clerul, cu credincioși, cu popor mult acolo, face rugăciuni, anunță și alți episcopi și mai mari săi de în vremea respectivă și fac rugăciuni de pomenire să vadă cam unde ar vrea Sfânta Filofteia să meargă, în ce țară sau în ce cetate din Bulgaria mai întâi. S-au rugat și au pomenit toate cetățile din Bulgaria și apoi au trecut la țările din prejur. Și când au pomenit, Biserica domnească din Curtea de Argeș, atunci acea lumină divină a dispărut de pe trupul Sfintei Filofteia și în acest fel s-a făcut cunoscută voia Sfintei și a lui Dumnezeu că Sfânta vrea să meargă în țara românească la Curtea de Argeș. Deci iată, pe scurt așa, în câteva cuvinte, viața Sfintei Filofteia și modalitatea ei de a face milostenie către cei săraci. Datorită acestui suflet milostiv pe care l-a avut Dumnezeu, a sfințit-o încât puteți să vedeți și dumneavoastră, toți cei care mergeți la mănăstirea Curtea de Argeș, că trupul Sfintei Filofteia este neputrezit, este stafidit, sfințit de Duhul lui Dumnezeu, până în ziua de astăzi. Sfânta Filofteia este considerată ocrotitoarea copiilor și a tinerilor și în special a fetelor, pe care le ajută să se căsătorească și să aibă o viață liniștită.